nu putem să fim confortabili cu această guvernare, noi am spus, militaro-socialistă, această nouă alianță fortificată PNL-PSD, un guvern condus de un general cu reflexele formate în mediul militar, cu reflexe antidemocratice, asta are efect în calitatea guvernării. Asta înseamnă mai puțină prosperitate pentru români, pentru că o guvernare din aceasta bazată pe ordin și pe sufocarea spiritului liber, o guvernare antiliberală sau iliberală, este o guvernare care duce la sărăcie. Domnul Iohannis dorește o liniște peste societate. Este această viziune în care clasa politicienilor este o supraclasă, sunt mai egali decât ceilalți cetățeni, nu trebuie deranjați din ceea ce fac, nu trebuie deranjați de procurori incomozi, de anchete, de intervenție în ilegalități. O țară care să n-aibă prea multe, deci în care să fie o liniște și o tăcere. Ori în liniște și în tăcere, ceea ce prosperează este incompetența și hoția. Oportunitatea enormă, acești aproape 30 de miliarde de euro care ar fi trebuit să ajute economia României, este pe cale de a fi pierdută din proasta performanță acestei guvernări. S-au ocupat luni de zile doar să-și împartă între ei instituțiile, companiile, le-au împărțit pe PNL și PSD. Este și ilegal. Eu cred că românii vor această echitate între să n-ai această supraclasă a șmecherilor care încalcă regulile. Ceea ce într-un regim iliberal, cum este cel pe care îl patronează Iohannis, este exact ce se întâmplă. Suntem noi ceilalți și niște șmecheri peste. Ăsta e sistemul pe care Iohannis e foarte confortabil. Nu știu dacă chiar crede că România nu poate mai bine, asta ar fi o mare jignire față de noi toți, sau dacă el însuși e șmecherul cel mare.